Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la subiectul zilei la TV Buzău. La mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi, să fiți sănătoși și bucuroși! Din acest motiv, în această seară mi-am propus să am alături de mine un preot desăvârșit, un colaborator al TV Buzău de foarte mult timp, un om de toată isprava, un om cu care, atunci când îl am invitat în cadrul emisiunilor Subiectul Zilei, am foarte multe de aflat și foarte multe de discutat, chiar și după finalizarea emisiunii. De aceea, în această seară, pentru a afla mai mult despre Sfânta Zi de astăzi, pentru a afla cam ce ar trebui să mai facem, cum să ne mai îndreptăm privirea către Dumnezeu, pentru că dumneavoastră, cei de acasă, ne spuneați, parcă s-au dat toate peste cap. Toate ne merg prost, s-a înrăit lumea, nu mai avem din ce să trăim, de la o zi la alta planează incertitudinea, nu știm încotro ne vom îndrepta. Iată că în această seară vom încerca, printre altele, să abordăm și ceea ce mai înseamnă la momentul ăsta credința în Dumnezeu, credința în cele sfinte și vom vedea cum vom trece și peste aceste probleme ivite în ultimii ani. Am avut COVID-ul, iată că încet, încet am trecut și peste această nenorocită de boală. Acum avem războiul la graniță, cu siguranță vom trece și de această cumpănă, însă pentru a vedea cum vom trece iarna lui 2022, am chemat specialistul care de fiecare dată ne-a oferit mai multe detalii, dar ne-a și liniștit. Pentru că, din totdeauna am spus-o, așa cum mergem la biserică și ne găsim liniștea, în această seară cu siguranță ne vom găsi liniștea în cadrul emisiunii Subiectul Zilei, pentru că alături de mine se află chiar părintele Costel Vânătoru, dar și directorul băncii de gene de la Buzău. Bună seara, părinte! Mulțumesc pentru prezență la noi în studio și mulțumesc că ați acceptat invitația de astăzi, pentru că știu, aveți o zi foarte încărcată, mai ales că vorbim de sărbătoarea mare, Sfinții Mihail și Gavril. Astăzi toată lumea petrece, astăzi preoții se află la biserică, în slujbe, chiar și după amiaza zilei Sfinților Mihail și Gavril. Iată că dumneavoastră v-ați rupt și v-ați făcut timp și pentru Subiectul Zilei la TV Buzău. Ce înseamnă această sărbătoare la români, părinte, și cât mai durează până când cu toții ne vom îndrepta încet, dar sigur, către credință, către Dumnezeu? Pentru că noi românii, în general, apelăm la Dumnezeu doar atunci când ajungem în probleme grave, când avem nevoie urgentă de rezolvare. Însă, mulți dintre colegii dumneavoastră preoți ne spuneau, nu doar atunci trebuie să-ți amintești de Dumnezeu, în orice clipă a zilei și vieții tale. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor, la mulți ani tuturor sărbătoriților, Mihail, Gavril, Mihaela, Gabriela, cei care au nume, care au ca ocrotitor pe Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Sigur, vorbim de o sărbătoare importantă pentru noi creștini ortodoxi, o sărbătoare pe care trebuie să o trăim așa cum se cuvine după rânduială, pentru că astăzi creștinii de pretutindeni cinstesc cu multă evlavie pe Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, care sunt căpetenile îngerilor, cei care mijlocesc în permanență pentru sufletele noastre la bunul Dumnezeu. Dacă până acum noi cinsteam, sigur, un sfânt pământean, care a trăit pe pământ și care prin viața aleasă a reușit să primească cununa sfințeniei, acum cinstim căpetenile sfinților, aceia care sunt casnicii lui Dumnezeu, pe care noi nu-i vedem, însă îi simțim, pentru că ei nu au trup ca și noi, ci au fost creați înaintea noastră de Dumnezeu, pentru că atunci când a creat cerul, Dumnezeu a creat și locuitorii cerului și, sigur, acestei căpetenii, sfinții cinstiți astăzi, au ajutat mult omenirea
mă gândesc la Sfântul Arhanghel Mihail, cel care l-a căruzit pe Moise cu poporul ales și sigur l-a învățat ce să facă și a condus poporul ales în pustie și sigur multe alte minuni și arătări ale Sfântului Arhanghel Mihail. Sfântul Părinte, David... chiar și titlul sugestiv, recunoștință și onoare pentru implicare și profesionalism. Vorbim de 26 de ani în slujba lui Dumnezeu, în slujba oamenilor, în slujba credinței poporului român, însă vorbim de foarte mulți ani de când dumneavoastră sunteți un cercetător renumit, un om care încearcă să salveze omenirea, domnule vânătorul, până la urmă, pentru că vedem specii, legume, fructe, diferite soiuri, diferite sortimente, de unde vin? De la Buzău, de la stațiunea de cercetare, de la banca de gene din Buzău. Iată, nu doar preoția v-a făcut cunoscut, ci și această zonă a muncii pe care ați prestat-o în folosul comunității. Iată că trăim vremuri grele, părinte. În 2022, cu toții ne chinuim de la o zi la alta să supraviețuim cheltuielilor foarte mari. Oamenii se plâng de faptul că nu știu ce se va mai întâmpla, facturi foarte mari, costul alimentelor foarte crescut, produsele noastre, autohtone, românești, încep încet să dispară. De unde și din ce mai trăim? Pentru că se anunță din nou creșterea ale prețului în perioada Sfintelor Sărbători ale Crăciunului. Iată că mai avem câteva zile până la începerea postului Crăciunului, asta fiind ultima sărbătoare înaintea postului Crăciunului, însă știți ce se întreabă foarte mulți bătrâni, părinte? Oare din ce voi posti? Pentru că mâncarea de post este mai scumpă decât mâncarea de dulce. Iar la Crăciun, cu siguranță nu voi avea bani să pun carne de porc pe masă. Și îi mai îngrijorează multe probleme, printre care și pesta porcină. Sigur. Poporul și noi românii ne confruntăm cu multe probleme, probleme grele, probleme care, sigur, apasă puternic pe sufletele noastre, pe trupurile noastre, însă avem nevoie de credință. Suntem într-o zi de sărbătoare și trebuie să ne îmbărbătăm ca să trecem peste aceste momente grele întăriți sufletește, îmbărbătați și întăriți în credință. Poate că și aceste semne îngăduite de Dumnezeu sunt pentru a ne trezi pe noi la dreapta credință. Pentru că de multe ori și de cele mai multe ori uităm de Dumnezeu sau nu ascultăm de șoapta îngerașului pe care l-am primit la dumnezeiescul botez. Pentru că astăzi cinstim mai mult ca oricând îngerii, sigur fiecare dintre noi atunci când am fost botezați am primit îngerul la Sfântul și dumnezeiescul botez și atunci îngerașul acesta ne șoptește să facem fapta cea bună, să fim plăcuți bunului Dumnezeu, să facem ceea ce trebuie pentru sufletul nostru. Dar se întristează și lăcrimează atunci când vede că noi nu ascultăm de Dumnezeu și nu respectăm legile morale, legile dumnezeiești, legile sfinte pe acest pământ, ci ascultăm de șoapta celui rău. Și cum am spus, ne-am înrăit, ne-am îndepărtat de Dumnezeu, suntem în apăsare grea, în suferințe, în lipsuri, în necazuri, dar multe dintre acestea sunt generate sau cele mai multe datorită slabei noastre credințe. Vedem că tinerii și foarte puțin merg la Sfânta Biserică. Vedem păcate grele care se săvârșesc. Vedem seară de seară prezentate la știri fel de fel de nenorociri. Lucruri care, sigur, au devenit o obișnuință, dar putem să spunem că nefirescul a devenit firesc, ceea ce nu este bine pentru noi. Aceste lucruri arată că ne-am îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu, iată, vorbim de schimbările climatice. În mâna lui Dumnezeu stă și ploaia, stă și ninsoarea, stă și căldura. Dacă El spune că la tine și perii capului sunt numărați. Deci, noi suntem creați de Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi, cu o condiție, ca noi să-L cinstim, să-L respectăm pe El, să respectăm creația lui Dumnezeu. Pentru că chiar dacă vorbim și ne ducem pe canalul științific că, iată, emisiile de carbon sunt responsabile de schimbările climatice, tot lipsa de respect
față de creația lui Dumnezeu, practic păcatele noastre, necuvința noastră a dus și duce la ceea ce, sigur, se întoarce împotriva noastră ca o armă. Sigur, aceste fenomene pe care, extreme pe care, care ne sperie. Cum trecem, domnule director, peste toată această perioadă grea? Pentru că ne așteaptă și vremuri și mai grele. Sigur, poporul a trecut prin momente și mai grele. Gândiți-vă perioada de foamete cruntă. Și nu erau posibilități de acum să putem să facem aprovizionare așa cum facem acum sau să avem mijloace de comunicare, să cerem ajutorul, să putem să comunicăm. Am trecut perioade de molim grele, perioade războaie grele, dar cu nădejdea în Dumnezeu, cu dreptate, cu credință, s-a putut trece peste toate acestea. Sigur, noi avem nevoie de o împletire armonioasă între credință și, sigur, viața de zi cu zi, măsurile pe care trebuie să le luăm cu darurile lui Dumnezeu, pentru că și știința este darul lui Dumnezeu și atunci, sigur, trebuie să ne punem în slujba aproapelui să facem ceea ce trebuie pentru a ne fi mai bine. Dacă vorbim de măsuri științifice pentru această perioadă, avem de făcut foarte mult. Avem, în primul rând, Măsuri urgente, domnule director. Sigur. Ce trebuie să facem pentru agricultori, pentru fermieri? Am văzut în alte județe fermieri care pun lacătul pe ușă afacerilor. Fermieri care își vând animalele pentru că nu mai au din ce să le, cu ce să le hrănească. A fost seceta pedologică care a amenințat și care a distrus toate județele țării, da? Doar cei care au mai avut în anumite zone sistemele de irigație au trecut cât de cât mai ușor peste această perioadă. Însă, agricultorii din întreaga țară se confruntă la momentul ăsta cu lipsuri. Oameni care aveau visteriile pline cu porumb, cu grâu, cu orz în anii trecuți. Iată că acum oamenii își vând animalele din gospodărie pentru că nu mai au cum să le hrănească. Plâng fermierii pentru că asta este pâinea lor cea de toate zilele, domnule director. Măsuri urgente, ce ar trebui făcut? Din totdeauna, țăranul, fermierul, gospodarul a dus greul. El a suportat, la el s-a resimțit toate aceste lipsuri. Așa cum bine a spus, sunt fermieri disperați, care, sigur, nu mai au ieșire, sunt nevoiți să renunțe la activitate. Însă, sigur, aici sunt mai multe măsuri care trebuie luate. O evaluare corectă a guvernanților. Guvernul trebuie să găsească cele mai bune soluții de sprijin pentru a ajuta, pentru a ține în piață, pentru a păstra acești cultivatori, acești producători de hrană. Și, sigur, a trata cu profunzime situația aceasta. Cum îi putem păstra, domnule director? Care, dacă dumneavoastră v-ați afla la momentul ăsta, în funcții de conducere, la nivel central, ați face în primul și în primul rând? Pentru că zilele trecute, nu foarte de mult, a fost în vizită chiar ministrul agriculturii, domnul Petre Daia, a fost la Buzău. Ce discuții a purtat cu dumnealui și... Nu știu, la ce concluzie ați ajuns după vizita de la Buzău și care ar fi principalele măsuri pe care dumneavoastră, în calitate de director, de om al locului, de preot până la urmă, că se spune întotdeauna, problemele oamenilor de cine sunt transmise? De preotul din comunitate, de polițistul din comunitate, de învățătorul din comunitate și primar. Ce i-ați transmis ministrului Daia și cu ce măsuri ați venit în întâmpinarea oamenilor? Sunt măsuri pe care putem să le luăm, dar sunt măsuri limitate pe plan local, dar sunt măsuri care țin de nivelul central și chiar mai mult de nivel european. În primul rând ar trebui să se facă demersuri serioase pentru că fermierii noștri nu sunt tratați într-un mod egal cu fermierii din celelalte state ale Uniunii Europene. Ce înseamnă asta, domnule director? Mă gândesc în primul rând la subvențiile pe care le primesc fermierii, să zicem, din Franța, din Germania, față de subvențiile pe care le primesc fermierii români. Sunt decalaje mari la unitatea de suprafață, banii pe care îi primesc cei de acolo și banii pe care îi primim noi. Deci iată că acolo ar trebui să lucrăm mai mult
că avem nevoie, avem nevoie de fonduri, avem nevoie de echilibrarea acestor subvenții, pentru că, să știți, noi o ducem greu cu agricultura, dar și-a pus cineva întrebarea că dacă nu am mai primit aceste subvenții pe unitatea de suprafață, aceste măsuri de sprijin, toată agricultura României, aproape 100%, ar fi în disperare. Foarte puțin ar mai putea rămâne în piață. Cu acești bănuți puțin, însă, sigur, fermierii au văzut că sunt diferențe. Colegii lor din celelalte state primesc pentru aceeași activitate subvenții mai mari. Pe urmă, sigur, și la nivel național. Și aici ar trebui mai mare atenție a bugeta mai bine anumite sectoare de activitate în agricultură, a le face funcționale. Se vorbește de atâta timp de sistemele de irigații, de depozitele, de păstrarea mărfii și sigur sunt multe de făcut în zona aceasta. Strategii de dezvoltare. Pe urmă, sigur, mergem până la, am vorbit de sistemele de irigații pentru că ne confruntăm cu seceta, dar exact, nu sistemele sunt astea de irigații de care se vorbește de ani buni de zile, da, de pentru sistemul că de irigații. Aceste sisteme, ce se întâmplă? În primul rând, noi am avut o parte din ele, le-am distrus, am greșit că s-a pus și în posesie pe suprafețe care țineau de aceste sisteme de irigații și acum greu să mai refaci. Pe urmă, sigur, au fost considerate energofage și așa mai departe. Pe urmă, ca să faci sisteme de irigație, nevoie de sume foarte mari, dar sunt multe alte măsuri care trebuie luate pe lângă sistemele de irigație. Care ar fi astea, păi, măsurile luate pe lângă sistemele de irigație? Avem sisteme de irigații, dar nu avem apă. Spuneați pentru că în momentul, pentru că la noi în momentul, studio, domnule, da, director, de acele zone, lacurile de apă dulce, spuneați la un moment, da, dat. Însă, eu vreau să vă mai aduc la cunoștință că avem zone, nu doar în Buzău, unde râurile au secat, păi, fântânile au secat, domnule director, în... chiar la Scorțoasa, domnul primar de la Scorțoasa astăzi a apărut la posturile naționale, aducând la cunoștința opiniei publice faptul că nu au apă de băut oamenii din comunitate de la Scorțoasa, aduc, da, cei de la ISU cisternele cu apă. Aici s-a ajuns într-un, da, an de secetă pedologică. Da, eu am spus-o că avem multe măsuri și nu, cu toți ne îndreptăm ochii spre sistemele de irigații. Dar de unde ai apă? Avem nevoie de acumulări de apă dulce, de rezerve de apă dulce, pentru că atunci când ne confruntăm cu seceta, cu siguranță și debitul râurilor și sursul de apă scade. Și în Buzău unde am avea lacurile, sigur, de apă dulce? S-a gândit salba aceasta de baraje care a avut scop energetic de obținerea energiei hidro, dar și acumulări de apă pentru a interveni atunci când e nevoie de a ajuta sistemele de irigații. Sunt proiecte în afară finanțate, mă gândesc la cel mai mare proiect finanțat de Banca Mondială în Portugalia, unde s-a realizat cel mai mare proiect de acumulare de apă dulce finanțat în Europa. Deci noi avem această salbă de râuri, de lacuri și așa mai departe, dar nu avem necesarul suficient ca să putem să ne întindem așa cum ne dorim noi, să asigurăm tot necesarul de apă în perioadele critice, când temperaturile sunt foarte mari, să putem să irigăm. Toate culturile, domnule director, toate culturile au fost compromise anul acesta, sigur, din cauza secetei. Da. Când, da, stați de vorbă cu fermierii, cu agricultorii, cu cunoscuții dumneavoastră, da, din zona Buzăului, ce vă spun? Cu ce probleme vin acum către dumneavoastră? Pentru că mulți nu vor să mai audă de afacerile pe care le au, pentru că nu au cum, facturile sunt foarte mari, nu avem furaje nutreți pentru animale, una peste alta mai avem și pesta porcină care ne bate la ușă. Ce vă spun oamenii Fermierii cu care stați de... au mari probleme. Mari probleme. În primul rând, prețul inputurilor, plecând cu sămânța, care ajunge de cel, aproape în toate cazurile să reprezinte 20% din prețul de cost final al produsului respectiv, fie că vorbim de grâu, de porumb, deci prețul de cost al seminței este foarte mare. Și acum foarte mulți fermieri s-au plâns că au cumpărat sămânță din import de la marile companii și sigur au avut mari probleme cu producțiile. Adică au avut producții neuniforme, au avut producții slabe și
au ajuns să-și pună și ei întrebarea că nici și aici avem mari probleme și de aceea vin la domeniul meu că avem nevoie de bănci de resurse genetice vegetale, avem nevoie de producători de semințe în România pe care, care să-i cunoaștem. În câți ani ar putea fermierii din întreaga țară să cumpere semințe de la Buzău? De la Banca de Gene din Buzău? Cam câți ani? Pentru toate culturile, domnule director. Sigur, acum noi avem un domeniu de activitate pe profil limitat. Dar mai vast. În cam în câți ani s-ar depinde, putea dezvolta? Depinde de strategia aplicată de Ministerul Agriculturii și de Guvern. Aveți la Minister pentru aprobare strategie pentru extinderea băncii de gene de la Buzău pe viitor? Avem și asta încercăm și am fost onorat și bucuroși că domnul ministru a venit personal să ne viziteze, să ne cerceteze, să vadă care e situația la fața locului și a avut răbdarea necesară să meargă, să vadă care e stadiul lucrărilor, unde am fost, unde suntem și ce ar trebui să facem. De aceea se anunță în scurt timp să ne cheme la minister să găsim soluții pentru a bugeta proiectul, așa cum zicem noi, proiectul cel mare, pentru a realiza clădirea cu laboratoare, așa cum ne dorim. Însă, sigur, avem și o veste bună, că atunci când ne-am înființat, au fost și voci care au comentat și au spus că, sigur, se face această instituție, dar nu are suprafața suficientă. Domnul primar Constantin Toma a înțeles lucrul acesta și, sigur, suntem în faza finală de a obține hotărârea de guvern pentru a mai primi încă 10 hectare de teren necesare multiplicării acestor semințe. A nu se înțelege că banca aceasta de resurse genetice va fi producătoare de sămânță. Nu poate, pentru că vorbim de cantități mari și nu asta este menirea ei. Menirea este păstreze... soluția de avarie, sigur, domnule este director. Sămânța de avarie și este practic izvorul de unde fermierii, multiplicatorii, exact, Pot să primească o sămânță autentică cu certificat de autenticitate ca să o mulțească. Deci dacă veți primi acest teren, dacă veți primi ok-ul de la minister, în cât timp? Sigur, în câțiva ani de zile, în 4-5 ani de zile, am putea vorbi pe o strategie bine pusă la punct de sămânță românească pe domeniul nostru. Nu se poate peste noapte, pentru că vorbim de programe acestea de selecție conservativă, de menținerea autenticității soiurilor. Și atunci, sigur, lucrul acesta nu se poate face legal decât respectând aceste etape, aceste scheme de selecție. L-aș ruga pe colegul din regia de emisie dacă putem stabili legătura telefonică și cu domnul Gheorghe Brânzei, este administratorul unei asociații din Vrancea, să vedem cum au trecut vrâncenii acest an secetos, după care vom stabili legătura telefonică, domnule director, și cu domnul Costel Ichim, președintele Propact, pentru că și dumnealui are câteva informații în exclusivitate pentru TV Buzău. Iată că se tot vorbește la capitală, la București, despre măsuri pentru a veni în sprijinul fermierilor, agricultorilor din întreaga țară. Și una peste alta, zilele trecute, ascultam la posturile naționale, domnule director, și această cooperativă care va funcționa, Unirea, da? Cât de mult ne-ar ajuta pe noi românii această cooperativă Unirea? Pentru că se vorbește de produsele noastre autohtone acolo. Bun, acum poate se întreabă telespectatorii, cooperativa Unirea, dar noi tot la piață mergem și facem cumpărăturile. Și dacă tot vă avem alături de noi în studio în această seară, pentru că prețurile diferă de la o tarabă la alta când mergi la piață sau în supermarket, de unde ar fi cel mai bine să ne procurăm legumele, fructele, ca să mâncăm și sănătos și un preț rezonabil? Pentru că ați văzut și dumneavoastră bunicuțele cum merg la piață și cumpără un măr, un morcov, pentru că atât se poate. Sigur, noi îndrumăm și nu numai că îndrumăm, credem în produsul românesc și îndrumăm să cumpere produse românești din mai multe motive. În primul rând că sunt produse aici. Știm că transportul și depozitarea celor care sunt din import se face într-o perioadă de lungă durată și că produsele românești sunt proaspete, sunt produse aici, chiar dacă ochiometric, așa vorbind, iertată să-mi fie expresia, vizual, nu arată
poate atât de bine ca cel din import, pentru că, sigur, sunt cultivate pe sol, sunt cultivate în tehnologiile acestea tradiționale. Însă, pe lângă faptul că vorbim de legume și fructe sănătoase, de alimente sănătoase produse în România, vorbim și de partea cealaltă. Bănuții aceștia rămân la producătorii noștri, care plătesc taxe și impozite și, sigur, reușesc să se dezvolte și contribuie la dezvoltarea comunității, la dezvoltarea bunăstării noastre. Am stabilit legătura telefonică, domnule director, cu domnul Brânzei de la Vrancea. Bună seara, domnule Brânzei! Bună seara! Domnule Brânzei, alături de mine în studio în această seară se află domnul director Costel Vânătoru de la Banca de Gene din Buzău. Discutăm despre... Îl salut, ne cunoaștem! Mă bucur să văd vrâncen de-ai mei care se cunosc cu invitații din studio. Domnule Brânzei, cât de greu a fost acest an pentru județul Vrancea, pentru fermieri, pentru agricultori și cum ați făcut față în toată această perioadă? Vorbim de o secetă pedologică, vorbim despre toate culturile afectate. Cum ați liniștit oamenii? Cum ați împărțit puținul din recolte, din grâu, din porumb pentru oamenii din județ? Anul agricol 2021-2022 a fost pentru fermierii din Vrancea și din Buzău, pentru că sunt aproape de ei aici, unul dintre cei mai negri ani, cei mai grei ani din ultimii 47 de ani de când îmi desfășor o activitate în acest domeniu. Lipsa precipitațiilor, vă pot spune că am avut 135 de mililitri septembrie 2021, august 2022. Deci anul agricol a dus la calamitarea în exploatație pe care eu o conduc, a calamitarea circa 1400 de hectare de culturi cu porumb, floare, grâu, orz și alte culturi. Grad de calamitate de 80 până la 100%. Însuși, ministrul agriculturii, când a venit de aici, a zis că, într-adevăr, Vrancea și parte din Buzău este polul secetei în România. Ce am făcut în astfel de situații? Pentru că asta e. Producții la grâu am scos 1100 de kilograme, la orz 800 de kilograme, porumb am scos 0 kilograme, rețineți, ca și la floare pe o serie de parcele. Au fost situații în care nu am mai băgat combina la de 250 de hectare de porumb și circa 50 de hectare de floare. Prima grijă noastră, deci într-adevăr a fost pentru noi o situație, pentru că s-a mai repetat, reamintim că și în 2020 aceea situație, dar asta este mai grea ca anul 2020, a fost și prima grijă noastră de fiecare dată a fost stabilirea dreptului de arendă pentru oameni. Pentru că eu, cel puțin, am avut mereu o comunicare bună, zic eu, între arendator și arendaș. Așa și trebuie, domnule Brânzei. Cu toate condițiile foarte, foarte grele din zona, am reușit să stabilim un drept de arendă de la 700 până la 1000 de lei pe hectar, în funcție de parcelă, grad de fertilitate, mărimea sub parcelei și alte criterii. Oamenii, vă rog, cu excepție, cu mici situații în care n-au cunoscut situația de aici, au fost foarte, foarte mulțumiți. Ba dimpotrivă, eu mi-am în programul meu de lucru, în fiecare joi când stabilim dreptul de arendă, eu sunt la masă de lucru, îl primesc pe fiecare om, îi ascult greutățile și ei ne-au înțeles, după cum și noi în fiecare an i-am înțeles. Domnule Brânzei, da, spuneți. Domnule Brânzei, avem temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă a anului. Am văzut deja culturile compromise, au apărut dăunătorii. Ce măsuri veți lua? Pentru că anul acesta, cu siguranță, toate culturile au fost compromise, însă vorbim de 2023, iar acum până la finalul anului se anunță și alte scumpiri. Cu ce măsuri ar trebui să se vină de la centru? Bun, în primul rând eu ce vă pot spune, că n-am intervenit pentru tratarea bolilor, pentru că nu mi-a răsărit nimic. Deci în zonă
începând din 1 august până acum, nu a dat nici 5-6-7 litri de apă în zona la mine. Pe Râmnic încolo a dat puțin mai mult, au răsărit culturile de rapiță, iar acum acestea se usucă din lipsa precipitațiilor. Deci am văzut culturi în județul Buzău, pe partea Râmnicelu și mai încolo spre Ianca, unde circul foarte des pe acolo, unde culturile efectiv se usucă. Nu mi s-a întâmplat niciodată situația asta. Știam foarte bine dacă îmi plouă septembrie 80 litri la metru pătrat, îmi răsărea rapița și aveam rapiță. Ori de data asta, având în vedere că rezervă de apă din sol pe profilul 0-100 de milimetri, exact unde planta are acces, nu avem niciun pic de apă. Ce măsuri am luat, să zic așa, pentru noi? În primul rând, am redus arătura, categoric. Deci am fost la stele cu minim tirici, un adâncime de 18-20 cm, în ideea de a putea semăna rapița, orsul, grâu. Păcat că n-a și răsărit. De asemenea, pe ogoarele nu le-am mai făcut și sper eu să dispară cuvântul ăsta arătură din capul nostru, pentru că trăim timpuri altele decât știam noi când am învățat agricultură și în lipsa asta de precipitație chiar se mai recomandă. Am pregătit terenul din toamnă în ideea de a conserva, pentru că primăvara, în funcție de precipitațiile care vin, intru direct la semănat fără a mai pierde acea brumă de apă pe care eu sunt convins că am zis bine brumă, pentru că speranțe mari de precipitație, dacă n-am avut în toamnă, iarnă, mare lucru în zona aici unde viscul este destul de mare, nu o să avem. Ia Dumnezeu să avem o primăvară ploioasă ca să regleze cumva situația. Doamne Brânzei, noi trebuie să... Da. Ce măsuri ar trebui să se ia pentru a salva agricultura României? Deci eu, în primul rând, e un punct de vedere împărtășit de mai mulți fermieri, având în vedere situația foarte critică în care se află mare parte din fermierii din zona asta de sudul Moldovei și nu numai, partea dinspre până aproape de Roman, Runca Sfântului, eu zic că guvernul ar trebui urgent să aprobe ordonanța de urgență privind calamitarea culturilor. Și numai la culturile de toamnă și la cele de primăvară. De ce zic treaba asta? Pentru că și acum 2 ani de zile și s-a dat numai la cele de toamnă, la cele de primăvară nu. S-a creat o divanie între fermieri, între colegi. Nu mi se pare corect. Moldova, toată Moldova, ponderea cererilor pe aia este foarte, foarte mică. Ei sunt taxați și pe bună dreptate că an de rând au mai avut precipitații pe cultura de porumb, care cultura de porumb, având precipitații, este o cultură mult mai profitabilă decât grâu. Se știe. Domnule Brânzei, se pare că avem probleme cu telefonul. Nu prea vă mai auzim așa acum, cum ar... Acum auziți? Acum mă auziți? Acum vă auzim, da. Așa. După aceea, altă măsură pe care ar trebui să o ia guvernul, ajutor de stat pentru plata îngășămintelor chimice. Și acel ajutor de stat dat direct fermierilor. Noi ce am făcut în această situație? Noi n-am mai folosit efectiv îngășăminte complexe la cultura de grâu, rapiță și ors. Din cauza faptului că știți foarte bine, la azotoase s-a triplat, mai la toate produsele acestea s-au triplat. Și am fost pus în situația radicală de a nu mai folosi îngășăminte. Fapt care, fiți convinși, chiar cu ceva precipitație în primăvară sau în iarna asta, o să ducă la niște producții foarte, foarte mici. Alte țări, nominalizez Polonia, a încercat și au reușit astfel de ajutoare de stat.
Domnule Brânzei, vă mulțumesc pentru intervenția din această seară, vă mulțumesc că a stat de vorbă cu noi, am aflat câteva detalii legate și de județul Vrancea. Eu mai aveam totuși o problemă cu stațiile astea de antigrindină. Ia spuneți, vă ascultăm. Aici noi am făcut tot fel de interpelări, noi am considerat că și stațiile astea au o influență negativă asupra precipitațiilor. Și nu vă spun din proprie, vă spun chiar dintr-un răspuns dat acum un an și jumătate de către Ministerul Agriculturii, spune așa, ea e mai mult mai lungă, menționând că activitatea de combatere a grindinei generează modificări meteoclimaterice la nivel local cu rază limitată de acțiune în spațiu și timp. Semnează Nikita Orosadian. Eu o să, dacă vreți, vă transmit pe WhatsApp să vedeți sigur, că... Sigur, lucrurile... domnul Brânzei. Aștept să-mi trimiteți circularea venită de la minister. Absolut. Și ne mai auzim la telefon zilele următoare. Vă mulțumesc pentru intervenție. Cu mare mulțumesc... plăcere și salutați-l încă o dată pe domnul director. Sigur, domnul Brânzei. Mulțumim încă o dată. Toate cele bune. Noapte bună. Numai bine, domnul Brânzei. Domnul Vânătoru, iată, domnul Brânzei de la Vrancea, culturile compromise, nici îngrășăminte nu au mai folosit cum trebuie pentru culturi, nici... Dacă ați fost atent, dumnealui a spus un lucru foarte important. A monitorizat precipitațiile și a avut 100 și ceva de litri precipitații pe metru pătrat într-un an agricol. Ori un an agricol bun, trebuie să avem peste 800 de litri pe metru pătrat. Deci un deficit de peste 700 de litri la metru pătrat numai în anul agricol acesta. Dacă luăm în calcul că se adaugă deficit și de la anii anterior, pentru că noi avem și avem, iată, o carență foarte mare de apă în sol. De aceea suntem unde suntem. Era cam pesimist, domnul Brânzei. Ce a spus? Nu vom avea cu siguranță ploi sau ninsori nici în următoarea perioadă, așa că ar trebui să luăm în calcul ajutoarele de calamitate. Ceea ce a spus dumnealui se întâmplă și la Buzău și numai la Buzău, lipsa de precipitații, cei care s-au străduit să înființeze culturile, fie n-au răsărit, fie au răsărit neuniform și iarăși avem o problemă. Pentru în Franța, că avem... culturile de rapiță, ați văzut ce a spus, n-au ieșit, deci nu avem... Sigur, am debutat pentru că, așa cum știți, anul agricol începe la 1 septembrie. Am intrat în anul agricol nou, 2022-2023, într-un an agricol care nu dă semne bune, dar tot nădejde la Dumnezeu, la înțelepciunea oamenilor, la măsurile pe care trebuie să le ia, cât ne stă în putere, pentru că, sigur, vorbim de irigații, vorbim de acumulări de apă, vorbim de tehnologii, dumnealui, un bun profesionist a înțeles că trebuie să modifice puțin calendarul lucrărilor și să conserve apa în sol, dar mai avem perdele de protecție pe care trebuie, vorbind de ani de zile, au fost o parte din acestea, au fost tăiate, au fost distruse și acestea contribuie la atenuarea vânturilor, pentru că vântul e principalul factor care contribuie la evaporarea apei din sol și... Dumnealui spunea că stația antigrindină ar fi vinovată. Bine, acolo sunt alte probleme și n-aș vrea să intrăm în polemica aceasta. De ce? Pentru că sunt, chiar din răspuns venit de la minister. Că acolo vorbim de un proiect la scară națională, susținut de domnul ministru Petre Daia, care dorește ca acest proiect să fie funcțional la nivel național. Au fost și voci care s-au împotrivit pentru că, sigur, partea aceasta politică de multe ori tratează proiectele cu patimă. Dacă nu este al nostru, nu este bun. Și eu am avut de suferit și noi dar aici. Răspunsul a sunat sigur, da, răspunsul anume, a fost dat director. De înaintașul. Și exact de oameni din minister, din minister, dar de cel care a fost ministru înaintea, domnul ministru Petre Daia. Și acum, sigur, acolo sunt păreri pro și contra.
Și dacă nu avem date foarte clare, nu știm. Dumnealui a făcut o investigație. Aștept să-mi trimită domnul Brânzei circulara respectivă, sigur, să vedem. Dumnealui a făcut, s-a documentat și sigur a făcut o adresă către minister și ministerul i-a răspuns că sigur și aceste stații, aceste iată, folosirea acestor rachete antigrindenă contribuie la eu știu, în zona respectivă, la regimul precipitațiilor. Dar acum, sigur... Să dea domnul să ne mișcăm repede și să dăm drumul la sistemele de irigații și să ajutăm oamenii cu bani, cu subvenții, căi calamitate... Acum măsura pe care ar trebui guvernul să o aplice, să găsească soluții pentru a-i salva pe producătorii români. Pentru că dacă nu-i salvăm acum, sunt în datorii, sunt în neputința să-și achite inputurile, prețurile la motorină, așa cum spuneam noi, la îngrășăminte, nu mai folosesc fertilizanți. Ați văzut, n-au mai folosit îngrășăminte din cauza atunci, prețurilor crescute. Sigur, prețuri mari. Și trebuie să știm că mai bine de jumătate în suprafața agricolă a României are gras căzut de fertilitate. Ceea ce vedem noi promovat de unul și de altul, că avem o țară cu potențial. Sigur, avem o țară, dar după zicala lui Napoleon, rupsa cu fiecare soldat stă un baston de mareșal, să știi să-l cauți. E, așa e și aici. Am avea potențial, dar trebuie să investim. Nu avem o suprafață agricolă totală cu fertilitate ridicată, ci doar undeva la 20-28% cu fertilitate ridicată. Haideți să revenim la coșul zilnic, care ne dă peste cap pe toți, domnule director, și la această cooperativă Unire, aprozarurile, piețele, de unde cumpărăm, cum cumpărăm, să mâncăm sănătos, să mâncăm și la un preț rezonabil, pentru că, exact cum vă spuneam înaintea telefonului cu domnul Brânzei, sunt bunicuțele noastre care merg la tarabă, doar se uită și atât. Așa este, însă vedeți că s-au încercat soluții și e trist că la nivel politic, la nivelul formațiunii, nu s-a ajuns la un consens. Atunci când un proiect este bun, mai ales pentru agricultură, pentru popor, pentru România, nu are rost să nu-l susținem sau să ne opunem și să încercăm să inventăm, sigur, lucruri denigratoare ca el să nu se implementeze. Ce aduce nou Cooperativa Unirea Cooperativa pentru România? Unirea a fost concepută ca o rețea, să zicem, de supermarketuri, dar românești. Adică să fie niște doar magazine produse cu produse românești în care producătorul să poată să și ducă marfa să o depoziteze și de acolo să fie valorificată. Dar producătorul din România trebuie să fie înscris într-o asociație. Nu merg eu de acasă. Eu pur și simplu să duc la Cooperativa Unirea Produsului. Și acolo avem de discutat. Pentru că, așa cum ați văzut, sunt păreri pro și contra. Sunt și motivații acolo unde clasa politică n-a reușit să rezolve anumite lucruri și să descarcă pe producător, pe țăran, pe fermier. El este de vină. Este cel mai simplu că atunci când nu te implici, când nu vrei să găsești soluții, să dai vina și să găsești niște nișe din acestea, niște verici astea pe care să poți să le accentuezi și să spui, domnule, sigur, ei sunt de vină, noi am face, pot să facă, că dacă sărunii ar lua mai ieftin, ar face. Ei, nu-i chiar așa, nu e chiar așa. Părerile sunt împărțite. Sunt state care au aplicat intensiv zona aceasta a cooperativilor, sunt și state care au ținut foarte mult la gospodăria de familie, la gospodăria țărănească. Și s-a constatat că statele, cele care au trecut mai ușor peste criza alimentară, au fost cele care au avut gospodăria de familie puternică, întreținută. Și de altfel, dacă ne uităm în tradiția poporului român, cam asta a fost tradiția noastră. Poporul a luptat întotdeauna, țăranul și-a dorit să aibă parte în pământul lui, gospodăria lui. A fost mai individualist, a lucrat mai mult și, sigur, greu să se asocieze. Și asta a fost în tradiția noastră. Și, sigur, ar trebui găsite soluții viabile și pentru gospodăria țărănească, și pentru asociații, și pentru marile exploatații, adică cum toate acestea ar trebui să fie echilibrate. Pentru gospodăria țărănească. Sigur, aici ar trebui găsite soluții, găsite ghiduri de bune, făcute ghiduri de bune practici. Spre exemplu, noi venim și spunem că am găsit fântâna cu nitrați, cu nitriți, că nu știu unde depozitează, însă ar trebui
făcute proiecte și pus la dispoziție anumite, eu știu, produse pe care acestea să se folosească. De exemplu, platforme, montarea unor platforme în care acesta să-și composteze resturi de vegetale, gunoiul și să-l depoziteze fără ca acesta să se infiltreze și să aducă atingere mediului. Sigur, ar putea fi făcute anumite, instalații pe diverse mărimi să vină în sprijinul țăranului ca el să poată să achiziționeze, să poată să fie acreditate, să poată să fie, recunoscute de toată lumea și acestea să le folosească. Sunt multe măsuri care pot veni în sprijinul lor. Adică trebuie să ne aplicăm să vedem nivelul de producție, că pentru consum propriu, că dacă vrea să fie și pentru, are și putere mai mare să fără valorifice. Fără ce subvenții au rămas oamenii anul acesta, domnule director? Păi n-au primit despăgubirile pentru secetă, pentru că, vedeți, și domnul care a vorbit, acolo se bătea pentru că ar fi trebuit calamitate. Adică a recunoscut că culturile au fost calamitate, dar, vedeți, trebuie să găsiți bani ca acești fermieri să fie despăgubiți, ca ei să poată să... Păi ar trebui, trebuie să se găsească bani, așa cum s-au găsit pentru alte domenii de activitate, domnule director. Să-și reia ciclul de producție. Însă, vedeți că vorbim de sume care probabil ar trebui suportate de la guvern. Cum vor mai supraviețui oamenii ăștia care încă așteaptă acele sume de la calamități, da? Statul este dator acum oamenilor cu aceste sume. Însă nici la momentul ăsta vremea nu dă semne că ar ține cu țăranul român. La anul, dacă vom avea aceeași situație ca anul ăsta, din ce vor mai supraviețui oamenii? Ce se va întâmpla cu omenirea? Pentru că nu doar în România am avut secetă. În majoritatea țărilor. Sigur, acum aproape întreaga Europa a fost afectată de secetă, la care s-a adăugat și războiul și, sigur, ne gândim la mare producător. Păi așa se întâmplă, când vine una, vin mai multe. Producător de grâne, de cereale, din cel care furniza în Europa cantități mari de cereale, vorbim de Ucraina. Sigur, sunt probleme serioase. De aceea, miniștrii agriculturii au avut o reuniune la Praga recent și au pus pe tapet aceste probleme. Ce facem? Sigur, se gândesc la fel de soluții, până chiar la introducerea în cultură a plantelor modificate genetic, pentru că reuniunea de la Praga asta a vizat ca... pentru că în Uniunea Europeană, așa cum știți, sunt interzise aceste OMG-uri cunoscute sub denumirea acestui acronim, acesta de OMG, organism modificat genetic, însă se gândesc și la să liberalizeze și în Europa să poată cât să... Cât de mult ar ajuta acestea? Sigur, sunt voci care spun că ar fi salvarea agricultorilor dacă ar introduce aceste organisme care, sigur, sunt cu rezistență mai mare la secetă, la stresul termohidric, capacitatea mai mare de producție. Dar sunt pregătite voci, pământurile din România sunt să primească aceste... Sunt și voci care vin și spun și arată, sigur, partea nocivă a dezechilibrilor pe zona aceasta a biodiversității, chiar și a mediului și a sănătății omului. Părerile, așa cum știți, sunt pro și contra. Însă, sigur, eu sper să fim înțelepți, să luăm cele mai bune măsuri și... Să putem să, dar trebuie să avem grijă de fermierii noștri, pentru că dacă nu se intervine, cu siguranță foarte mulți vor renunța, pentru că, vedeți, peste toate aceste neajunsuri, iată, pe zona climatică, de secetă, de stres termohidric, avem și aceste epidemii care au venit, de exemplu, la plante, sigur, vorbim de boli, de patogeni la plante, viroze periculoase, dăunători noi, tratamentele chimice nu mai fac față sau sunt anumite boli sau dăunători care nu pot fi tratate nici măcar pe cale chimică, dar să vorbim de cultură ecologică, tratamente ecologice. Pe urmă, la animale, cum ați menționat, pesta porcină, pesta africană. Aici vreau să ajung, pentru că mai avem puțin până la sfârșitul acestei emisiuni și nu vreau să trec cu vederea acest fenomen, pesta porcină. Mai avem foarte puțin până la sărbătoarea Crăciunului, intrăm în postul Crăciunului, însă vedem focare peste focare în întreaga țară. Oamenii deja sunt speriați și se gândesc să-și sacrifice porcul din gospodărie de teama de a nu fi diagnosticat în cel mai scurt timp cu această nenorocită de boală.
Da, sigur, vorbim de o problemă serioasă, de o problemă care ține de tradiția, de bunăstarea, de echilibru poporului, pentru că asta a fost tradiția, așa asta e tradiția noastră, ca de sărbători, să sacrificăm porcul și sigur să ne bucurăm de, de această roadă a muncii noastre de peste an. Însă au venit, iată, aceste focare se extind. Probabil că n-au fost tratate serios la primele semne, pentru că acolo a fost marea problemă. În momentul când s-a semnalat prezența în România, trebuiau luate cele mai drastice măsuri de biosecuritate ca acestea să nu se extindă. Și sigur, aici avem și noi, poate, și autoritățile că nu au gestionat foarte bine și nu au informat, nu au făcut, poate, maximul de ce se putea face și, de partea cealaltă, fermierul și, știu eu, crescătorul de animale care nu a respectat, nu a înțeles că trebuie să respecte și nu a înțeles gravitatea acestei boli, în cazul, dacă ne referim la pesta porcină africană sau, sigur, pesta porcină clasică. Pesta porcină africană, așa cum știți, este mult mai dură și mai periculoasă, mai ales că tind să cred că și aici avem o problemă unde nu stăm bine, așa cum nu stăm bine noi multe zone. Noi suntem plini de probleme, domnule director. Practic, noi am avut o tradiție și creșterea porcului a fost bine dezvoltată în România. Și, sigur, închidea puțin ciclul acesta de producție. Valorificam producția agricolă într-un mod superior. Cerealele nu erau exportate, ci erau, iată, duse către aceste contimuri, către aceste complexe mari și, sigur, vindeam carnea și unde prețul era altul. Când noi am ajuns aici, sigur, am stat eu puțin și poate eu am păcătuit, să nu fiu rău, dar atunci când am declarat că am eradicat pesta porcină, asta ce presupunea? Că noi am scăpat de necazul acesta, că pesta aceasta, că boala aceasta care era considerată o boală unde nu se respectă normele de igienă, am reușit să nu mai avem focare în România și că puteam să dezvoltăm creșterea porcului și chiar aveam dreptul, puteam să exportăm. Deci puteam să relansăm puternic agricultura României, atunci ne-am trezit în România cu boala și mai gravă, pesta porcină africană. Deci nu numai că dacă la pesta porcină, sigur, aveam focare limitate și că nu ne afecta foarte mult în interior, și că ne afecta foarte mult la export, pentru că eram monitorizat și nu puteam să exportăm. Acum când reușisem să ne salvăm, se luaseră măsuri, se acționaseră prin specialiști să fie eradicată pesta porcină, ne-am căptușit cu pesta porcină africană, care a distrus și distruge, așa cum vedeți, toate animalele din ce le mai rămâne oamenilor în situația sigur, asta, domnule director? Aici, pentru că omul își crește în gospodăria lui câteva păsări, un porc, o vacă, fiecare cum mai poate. Da, aici vorbim, v-am spus, de măsuri de biosecuritate. Din păcate, iată, lumea științifică este neputincioasă în a descoperi, în a găsi o soluție științifică de eradicare, de tratare a acestor boli, în special pesta porcină africană. Nicăieri nu s-a găsit așa. Singurele măsuri sunt cele, așa cum am spus, de biosecuritate, de a monitoriza cu atenție și a proteja zonele de unde se cresc aceste animale. Dar vedeți că noi nu am reușit să... Și aici, sigur, sunt multe semne de întrebare. Cum, când am fost anunțați că avem în țară, iată, această boală nemiloasă și atât de dură, cum de a ajuns să intre în marele crescătorii, în marele complexe? Și dacă stăm de vorbă cu cei care gestionează, administratorii, proprietarii, au luat toate măsurile cu putință pentru a nu permite pătrunderea în interiorul acestor complexe a bolii. Însă, vedeți că cu toate acestea a pătruns. Deci,
chiar dacă mai devreme am spus de măsuri de biosecuritate care ar trebui să le luăm, totuși... Nici nu vreau să fiu în pielea oamenilor care anul acesta nu își vor permite nici măcar un kilogram de carne, domnule director, pentru că se anunță prețurile foarte crescute. Să cumperi un kilogram de carne cu 60 de lei, cu 80 de lei, nu cred că îi dă mâna unui pensionar grav, care trăiește dintr-o pensie. Și mai grav că și aceea este din import, pentru că noi importăm foarte multă carne de porc, ceea ce nu este normal. O țară în care noi produceam grâne, deci hrană suficientă. Era grânarul Europei, domnule director. Aveam recolte bogate, aveam animale, aveam ferme, aveam totul, dădeam noi către alții. Da? Din România mergeau către țările din afară produse românești, de calitate. Da, poate că n-am fost atât de bine pregătiți în libertatea aceasta, în a ne securiza, în a fi atenți la... suntem liberi să circulăm, să importăm animale, să, sigur, să, cu produse, că și să avem grijă să nu infectăm și să contaminăm interiorul țării cu astfel de epidemii, de boli care nu pot fi tratate. Vedeți că, iarăși, repet, știința și arată neputința aici, pentru că așa cum vedeți, și în partea de COVID și acolo au fost vaccinuri experimentale, sunt discuții pe eficiența lor și acum, în zona aceasta la fel. Deci, sigur, ar fi o cale și toată lumea bună, în statele avansate, pun mare preț pe cercetare, investesc foarte mult în cercetare, pentru că foarte multe soluții vin din zona cercetării și, sigur, cercetarea este cea care asigură progresul. Ne apropiem de finalul emisiunii, domnule director. Din Buzău, din ce locuri cumpărăm produsele noastre autohtone, naturale? Vreau să cumpăr castraveți, vreau să cumpăr roșii, vreau să cumpăr legume, fructe, dar natural, da? Din ce locuri? Păi, în primul rând, trebuie să ne raportăm, să cunoaștem foarte bine zonele de producție pentru ceea ce vrem noi să luăm. Dacă vrem să luăm tomate, castraveți, automat ne gândim la bazinele sau la centrele legumicole, Mărăcineni, Mătești, pe urmă avem Limpezi și în partea aceasta. Deci, practic, zonele acestea, Movila Banului, unde sunt cultivatorii, unde sunt producătorii noștri, bine ar fi să luăm direct, fără intermediar, pentru că acolo apare problema. Vrem usturoi, mergem la Râmnicelul, mergem în zona de producție și căutăm cultivatorul și luăm. Și ar fi bine să închegăm relații directe, adică să știm producătorul, să știm marfa, pentru că acești intermediari, sigur, de multe ori mistifică autenticitatea produsului. Și așa ar trebui să procedăm pentru fiecare produs. Să știm zona de producție, calitatea lui producătorul, tehnologie, trasabilitatea, pentru că asta ne interesează foarte mult. Chiar dacă dăm un ban mai mult, dar știm că acel produs este natural, știm că a fost crescut acolo, știm că s-a aplicat următoarea tehnologie. Este vorba până la urmă de sănătatea noastră, de sănătatea domnule noastră, director. Eu vă mulțumesc pentru prezența la noi în studio. A trecut o oră, nici nu știu când a trecut timpul. Domnul Ichim de la Propact probabil n-a fost în zona telefonului. Cu siguranță data viitoare ne va răspunde domnul Ichim. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc pentru informații, pentru sfaturi și să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși, să ne vedem cu bine, tot la subiectul zilei. Mulțumesc mult, domnule director. Să ajute director. Dumnezeu, sănătate și toate, să auzim vești bune. Să dea Domnul. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această seară. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Ne revedem mâine de la ora 17, tot la subiectul zilei. Numai bine, la revedere!